frecvența costului la Europa FM. Bună seara, bună seara ora 6 trecute fix, vineri seară, suntem deci pe frecvența Gustului. În seara asta vreau să avem o discuție adresată doamnelor, bine, și domnii au nevoie de sfaturi, dar mai ales doamnelor, dragele mele, luna mai este o lună dedicată sănătății și frumuseții pielii, așa am auzit, dar este mai ales luna în care ne pregătim pielea pentru vară. Ce anume avem de făcut pentru sezonul estival care va urma, care sunt dușmanii și prietenii pielii și nu în ultimul rând, care sunt metodele, tratamentele estetice care ne pot ajuta să avem o piele și mai frumoasă, să scăpăm de complexe, să ne îmbunătățim aspectul din punct de vedere al expresiei. Haideți să lămurim toate aceste aspecte. Despre piele este vorba astăzi și stăm de vorbă cu doamna doctor Iuliana Lupu, medic primar dermatologie. Bună seara, draga mea! Nu cred că o să ne ajungă jumătate de oră, dar haideți să începem cu câteva sfaturi ce facem cu pielea și cum o protejăm de soare, pentru că despre asta este vorba, soarele, paradoxal, nu ne este prieten, ci mai degrabă dușman când vine vorba de sănătatea pielii. Bună seara și mulțumesc pentru această invitație. Într-adevăr, în luna mai începem să ne gândim că vom merge la soare, că vom merge la plajă și că trebuie să ne pregătim pielea într-un mod corespunzător. Din păcate, luna mai este o lună cu multă radiații ultraviolete și nu mai putem apela la tratamentele mai invazive pe care le facem pe parcursul iernii. Orice tratament care se poate solda cu eritem, cu inflamație, poate cauza în timp hiperpigmentări post-inflamatorii și trebuie evitat. Deci oprim, oprim tratamentele. Radiofrecvența, la laserele ablative, orice lucru extrem de I, uh, eficient uh, trebuie am, uh, amânat pentru luni la octombrie despre iarnă, tocmai okay. pentru că apoi și refacerea, vindecarea are loc fără, iată, risc de, hiperpigmentar. de hiperpigmentare hiperpigmentarea chiar este o belea și nu realizăm că odată ce pielea uh, dezvoltă aceste pete nu mai trec, sau așa. trec foarte, foarte greu. Ce facem? Începem să ne îngrijim pielea acasă uh, vara, soarele, variațiile de temperatură, faptul că stăm în casă la aer condiționat, ieșim afară la temperaturi mai mari, deshidratează pielea. Ne vom spăla dimineața cu un gel de curățare blând, care se exfolieze celulele moarte, vom aplica un ser cu vitamina C, o cremă hidratantă ușoară și un factor de, o cremă de fotoprotecție cu un SPF de minim 30. Aici vreau să subliniez, apropo de protecție, de multe ori spunem afară, nu știu, astăzi nu este soare sau stăm în mașină, această protecție împotriva razelor soarelui este obligatorie, chiar dacă nu avem, iată, pete pigmentare? Este obligatorie și vara și iarna, indiferent de fototip și indiferent dacă stăm în casă și ne expunem doar la lumina ecranelor. Radiațiile ultraviolete trec și prin geam, ne putem pigmenta și de la televizor, de la ecranul laptopului, de la telefon. Crema de fotoprotecție trebuie aplicată într-o cantitate suficientă pe toate zonele expuse la soare din două în două ore, ceea ce nu face nimeni, nici măcar dermatologii. Într-o situație ideală, noi am putea face laser ablative, radiofrecvențe de contact sau cu microneedling, niște tratamente extrem de eficiente pentru tratarea laxității cutanate, a petelor, a ridurilor, chiar și în sezonul cald, numai că nu avem încredere în pacienți că sunt suficient de complianți la aplicarea cremelor de fotoprotecție. Și iată ridurile zdridurile date alea petele pigmentare care sunt extrem de neplăcute din punct de vedere vizual, deci chiar este un lucru ca un fel de eșec al tratamentului. Nu mai contează lipsa ridurilor, de, de, deja petele pigmentare strică strică pielea și, și strică estetica. Aspectul uniform al pielii este mai important decât lipsa petelor, Dacă, de lipsa ridurilor. Dacă avem pete pe față putem avea 5 sau 10 ani în plus ca aspect. Ne Da, mult. Și, și tot vorbai de hidratare. De foarte multe ori oamenii cred că eu știu hidratarea pielii ține de cantitatea de apă pe care o bei. Aș vrea să le explicăm că și echilibru hormonal contează, da? Poți să bei tu cât apă vrei dacă ai niște dezechilibre hormonale sau iată femeile și dieta, la menopauză. Și cafeaua. Așa, ia. Cine și mai materialul genetic. Sunt persoane care sunt mai predispuse la uscăciune decât altele. Unii sunt seborei și au noroc și nu au nevoie de creme hidratante. Și deci, uh, hormonii alimentați, stresul fumatul, stresul, fumatul, noxele, pentru că nu mai trăim uh, în același mediu în care trăiau părinții noștri. Adică chiar dacă avem un material genetic bun, că unii sunt norocoși, un procent de 50% au niște gene de la mama, de la bunica, excepționale. Restul trebuie să muncească constant. <laughs> chiar și norocoșii sunt expuși la alți factori de mediu decât au fost expuși. Uh, au fost expuse generațiile trecute. Și tot vorbeam de hidratare. Hidratarea presupune uh, creme uh, care să fie mai grase, mai puțin grase, în funcție de tipul de piele. Cum anume, uh, care este hidratarea optimă? Cu ce, când ne dăm seama că pielea este. Când pielea ține, când uh -huh. pielea se înroșește pe alocuri și se descoamează. Dacă avem un ten gras, apelăm la geluri sau la loțiuni. Dacă avem un ten acneic, trebuie să avem mare grijă la produsele ce conțin acid hialuronic pentru că pot fi comedogenice. Dacă avem un ten uscat, automat cremele sau unguentele sunt mai bune. Ce e de menționat, că chiar dacă crema de hidratare are un SPF de 15, nu este suficient. Noi trebuie să venim cu un SPF de 30, și al 50, pe care să îl reaplicăm. Dacă pe parcursul zilei ne machiem, vom lua un, se un spray cu SPF 50, ideal, îl vom aplica în dublu strat măcar la 3 ore. Seara ne demachiem, pentru că cremele de fotoprotecție pot cauza acne. Ne demachiem, după ce ne demachiem ne spălăm pe față pentru că uh, loțiunea demachiantă este sensibilizantă pentru ten și pe urmă aplicăm produsele tratament. Dacă avem o piele deschisă la culoare care nu are tendința să se dezvolte de hiperpigmentar, noi putem folosi acid glicolic sau retinol și pe parcursul verii, cu condiția pe ca pe parcursul zilei să folosim creme de fotoprotecție. Acidul glicolic și retinolul, trebuie să spunem ascultătorilor, sunt uh, substanțe care continuă exfolierea uh, și, uh, și întinerirea pielii. Prin, uh... Cresc uh, cantitatea de colagen din piele, îngroașă uh, dermul, combat uh, laxitatea cutanată în timp. Este un, un subiect care trebuie avut în vedere. De multe ori nu realizăm că, de fapt, pielea fermă. Dă aspectul tânăr, da? Deci, chiar dacă ești slab și la corp și la față, de multe ori această pierdere de volum și de fermitate a pielii creează un aspect îmbatrâie. de piele îmbătrânită. Când știm foarte bine, ne uităm la bebeluși: tinerețea înseamnă, înseamnă o piele mai degrabă care pleznește de, de sănătate și asta înseamnă efectiv să pleznească de grăsime, da? Cum anume recapătăm tonusul pielii și tot ai promenit cuvântul acid hialuronic. Haideți să explicăm când este recomandată această umplere da? cu acid hialuronic, ce, ce face ea pentru piele. De la simplu la complex, acidul hialuronic se poate injecta în diferitele straturi ale pielii. Dacă vrem doar o hidratare ușoară, există, există un acid hialuronic foarte subțire pe care îl injectăm în dern, care se întinde ca mierea pe sub epiderm și o hidratează din interior. Reține apă și hidratează pielea. Și asta se poate face de la orice vârstă. Este suficient să facem o dată sau de două ori pe an. Dacă vorbim de tratarea ridurilor, avem un acid hialuronic mai dens care se injectează liniar în ridul respectiv pentru a l umple. În ultimii ani, tehnica de injectare a evoluat mult. Noi putem să compensăm pierderea de volum și de la nivelul osului și de la nivelul Depozitelor de țesut adipos prin injectarea unui acid hialuronic mai dens, cu niște rezultate perfect naturale. Cu cât acidul hialuronic este mai bun, și aici a, firma contează, a, cu atât se integrează mai bine în țesut și aspectul este mai natural. Sunt femei care a căror trăsături practic au înghețat în timp. Și deși ei, ele spun că genetica le-a ajutat foarte mult și că măștile cu diverse, diverse substanțe au fost extrem de eficiente, un ochi cu un pic de experiență își dă seama că acolo a fost un pic de toxină botulinică făcută la un moment oportun și un, a, și un acid hialuronic de bună calitate injectat acolo unde trebuie. Să înțeleg că femeile nu recunosc... Că au apelat la aceste tratamente în momentul în care rezultatele sunt frumoase și naturale, dar vedem din ce în ce mai multe culme tinere, care apelează la acest acid hialuronic, să spunem așa, niște cantități ușor ușor exagerate pentru privitori. Cum anume fac cum anume tu ca medic găsește echilibru în această poate de multe ori pacientul cere lucruri care sunt ușor exagerate și unde poate fi injectat acidul hialuronic apropo de de volum, apropo de umplere se pune și în buze, se pune în obraz se pune unde anume, ce facem cu el? În funcție de nevoile pacientului și în funcție de bugetul pacientului în general <laughs> și bugetul <contează>. în general <laughs> o femeie care are 40 de ani are nevoie e de o ușoară ridicare a pometilor, pentru că se observă cearcănele și cerarcă uh, apare prin alunecarea pometelui în jos. De gravitație atunci, 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 da, strică. Și atunci ai nevoie să re, să compensezi faptul că osul din zona zigomatică, din zona pometelui s-a resorbit în timp și că a pierdut din țesutul adipos de la nivelul obrazului. Și cu mililitru ml de acid hialuronic redobunim poza de buletim de acum 5 ani, fără să se observe că s-a făcut ceva. Adolescentele sunt rotunjoare, au fața aceea de inimă. Pe măsură ce trece timpul peste noi, fața devine mai pătrată. Și noi încercăm să compensăm acest lucru poziționând acid hialuronic la nivelul pomeților, repet, fără să se observe. Rezultatele nefericite pe care le observăm pe stradă se datorează plasării unei cantități exagerate de acid, de o calitate uneori îndoielnică, la o grupă populațională care nu necesită. În frumusețarea femeii tinere trebuie făcută cu măsură. Bine, din moment ce pacienta își dorește, sau să spun așa, frumusețea în ochiul celui care privește, nu putem să ne opunem chiar și unui aspect nenatural. În momentul în care s-a făcut o injectare exagerată, se pot Șterge greșelile, adică să spunem. A injectat prea mult sau eu știu, nu-ți place ce ai ieșit. Cât trebuie să aștepți? Sau dacă există metode de corecție a acestei, acestei injectări nefericite, să zicem? Injectarea cu acid hialuronic este un act medical. Chiar dacă pacientul își dorește un anumit rezultat, medicul are opțiunea să refuze. Și, în general, pacientul se educă. Explici ce poți să obții, poziționezi că buzele de obicei sunt mm -hmm. rezultatul cel mai nefericit pe care îl vedem. Poziționezi o cantitate mică în buze, și pe urmă Trebuie. redirecționezi restul de acid hialuronic în zone în care el este necesar. De asemenea, acidul hialuronic, mai ales la nivelul buzelor, se pune câte puțin la distanță de o lună jumate, trei, până ajungi la rezultatul optim pentru a obține un, un aspect natural. Dacă se observă că S-a injectat acid. Dacă se observă că s-a injectat acid la nivelul buzelor, înseamnă că tehnica de injectare, produsul folosit și pe pacientul nu sunt corespunzătoare. Da, am înțeles. Dacă acidul hialuronic este în exces sau a migrat, putem aștepta să treacă. Dar uneori el persistă în buze 6-9 luni. Ha, deci un nu, an. Este o, nu este un lucru definitiv. Să spunem, măcar și prin intermediul timpului putem corecta greșeala. Dacă este acid hialuronic, dacă este silicon, atunci este complicat de uh, înlăturat. Dacă acidul hialuronic a migrat la nivelul buzei superioare, oh. el Asta... poate să persiste în timp mai mult decât este pacientul dispus să aștepte și atunci avem o enzimă, se numește hialuronidază, o injectăm la nivelul respectiv, Pacienta se alege cu o vână taie, dar dispare și acidul hialuronic prost plasat. La deci distanță. este Un fel de metabolizare, ca în. Ca la alimente, da? Ca la alimente, îl descompunem prin, cu ajutorul unei enzime. Asta e un lucru bun de da. știut. Este o enzimă pe care o folosim, de. și dacă există complicații, sau dacă pacientul nu este mulțumit de rezultat. Bun, de... deci mergem pe principiul less is more, da? Și, și din aproape în aproape. Și facem apel, apropo de educația pacientului, facem apel la răbdare, da? Adică e mai simplu să mai adaugi dacă este nevoie. Decât de să, să scoți. Să... Exact, e mai greu să scoatem. Am auzit de multe ori în folosită expresie ți-ai pus, sau eu știu, are toxină botulinică în buze. Vreau să lămurești această proastă înțelegere a termenului. De fapt care este rolul sau care este efectul, mecanismul de acțiune al toxinei botulinice și unde se folosește ea ca să lămurim că una e toxină botulinică și alta acid hialuronic. Deci una este umplerea, alta este relaxarea musculaturii. musculaturii. Te rog. Am nenumărate paciente care spun am venit să-mi faceți niște. Toxină botulinică și ele, de fapt, vor plasarea de acid hialuronic. <laughs> vor umplere, da. Toxina botulinică se folosește în principal pentru prevenția și tratarea ridurilor din etajul superior al feței. O injectăm la nivelul ochilor, la nivelul încruntării și frunții pentru a bloca contracția mușchilor din zona respectivă. Da, deci ca să nu ne mai încruntăm, pentru da. asta folosim toxina botulinică. Toxina botulinică, serul cu vitamina C și crema de fotoprotecție sunt uh, standardul de aur în prevenția împătrânirii cu tanate. Am înțeles că americanii care întotdeauna au fost excesivi și au dat vrem nu vrem moda, to, direcția în tot ce înseamnă inclusiv chirurgie estetică, am înțeles că acolo în America atitudinea este așa cum te speli pe dinți, trebuie să faci toxină botulinică, preventiv exact cum ai spus, ei consideră că acest aspect de încruntare între sprâncene la nivelul frunții creează pentru cei din jur și pentru tine, dar mai ales pentru cei din jur un aspect tensionat, o neplăcută și atunci a face de două ori pe an toxină botulinică, culmea ar trebui, nu numai că nu se vede, da, din punctul de vedere al, al efectului, însă înlătură această senzație de încruntare, încordare de la nivelul feței și atunci ești mult mai plăcut pentru cei din jur, nu mai punem la socoteală și faptul că pielea relaxată și mușchii neîncordați, iată, previn apariția ridurilor de la nivelul frunții și de la coada ochiului. Deci este... Uh, nu este un moft, ci mai degrabă un semn de grijă și pentru tine și de respect pentru cei din jur. Deci nu, nu e nimic greșit și nu e nicio rușine. Ba, din contră, aș spune, e delăudat dacă apelezi la un astfel de tratament. Toxina botulinică e o substanță care este folosită de 35 de ani. Îi știm toate reacțiile adverse care sunt aproape inexistente se injectează în condiții speciale și la gravide și aici vorbim de torticolis pentru o afecțiune medicală nu estetică deci reacții adverse importante la toxina botulinică nu există dacă apucă să se instaleze ridurile intersprâncenoase sau de la nivelul frunții din cauza faptului că pielea e foarte subțire în aceste zone sunt foarte greu de tratat dacă apar ridurile intraer sprâncenoase, noi părem agresivi, da. neprietenoși. Da. Și atunci prevenția apariției acestor riduri trebuie începută din timp. Și asta ține de materialul nostru genetic. Dacă avem o musculatură foarte bine dezvoltată, uneori, injecțiile cu acid hialuronic încep, cu acid cu toxină încep și de la 25 de ani. Fără ca asta să însemne că pacienta devine dependentă de toxina botulinică și fără tot spun pacientele să nu pice fața după. Oh, ce, da. Iată, apropo de frici nejustificate. Da? Nu se întâmplă. Cât Timp, toxina este eficientă, noi nu mai putem să ne uh, încruntăm, Când își pierde eficiența, procesul de îmbătrânire continuă din punctul în care s-a inje realizat injectarea. Nu se uh, produce o îmbătrânire accelerată. accelerată. De fapt, toxina botulinică este o toxină, iată, și blochează terminațiile nervoase până când nervul apucă să-și facă alte terminații nervoase și din nou să contracte mușchiul, trece niște timp în care noi suntem relaxați. Se fac, se fac pentru ridurile, se face pentru ridurile de expresie și se face, există și persoane tinere, iată, care în momentul în care râd, că este vorba de o mimică a feței, da? Sunt unii care nu în, în, eu știu, nu încruntă fruntea, dar la colțul ochiului se face așa numita laba găștii, da? Acolo din nou este vorba de uh, o zonă în care dacă îți dorești să nu mai ai acele riduri de expresie, din nou poți apela la toxina botulinică. Și mai știu o folosir, un, să spun, un, o zonă în care ea se folosește și este extrem de eficientă, pentru că tot vine vara, vreau să ne confirm sau să ne Explici dacă e adevărat, injectarea de toxină botulinică în axilă blochează transpirația. Da, se pune o cremă anestezică, 45 de minute, o oră, se injectează uh, uh, axilar bilateral o cantitate mai mare de uh, Mult toxină mai mare, botulinică. Da. Este eficientă 6-9 luni, un an, în funcție de pacient. Și uh, sunt pacienți care nu mai necesită deodorant pe parcursul verii. Și mai ales pentru persoanele care au inclusiv transpirație pe bază de stres, da? mm. care poate, iată, lucrează în mass media și este neplăcut să, um, să apară cu, eu știu, axilele transpirate și să se vadă lucrul acesta. Există efecte adverse, există, eu știu, contraindicații. Apare cefalea la unele persoane. În primele două zile după injectare, mai ales dacă persoana respectivă este predispusă la migrene, pot să apară vânătăi și, bineînțeles, mai există mici accidente de injectare, dar asta ține de talentul medicului, în care mai coboară un pic frunta, dar, repet, în mâinile unui medic cu experiență, aceste lucruri sunt excepționale. Toxina botulinică este o substanță cu multiple utilizări. O folosim pentru cei care transpiră la nivelul frunții, la nivelul palmelor, axilar, o folosim pentru uh, tratarea mușchiului maseter uh, dezvoltat excesiv. Cei care au fața pătrată cu uh, o mandibulă foarte proeminentă datorită acestui mușchi uh, pot obține o îndulcire a trăsăturilor, o ovalizare a feței. Se folosește pentru tratarea ridurilor de pe gât și de pe decolteu. Um, și se poate folosi și în uh, cazuri de afecțiuni medicale, uh, medicale cum este blefarospasmul, strabismul la copii, uh, deci atâta relaxarea musculor, în în orice... tetrapareza spastică, în care se folosesc la copii doze impresionante de toxină și aceștia nu au dezvoltat reacții adverse semnificative nici măcar la acele doze. Deci, iată, e foarte interesant în ce fel o toxină poate să ne ajute și să aibă nenumărate efecte pozitive în organism. Haideți să nu ne mai fie frică de ea oamenii mai degrabă fabulează când vine vorba de lucruri necunoscute da? și își pun tot felul de probleme, iată, dacă migrează, dacă poate să aducă reacții negative în organism, bine, nu, toxina botulinică este sigură, dar nu se poate face în buze, că tot vorbeam nu, de... în buze se pune aici Ok. Că tot vorbeam de relaxarea musculaturii, există persoane care fac acele riduri verticale, nenumărate, micuți, așa, în jurul Acolo se poate pune toxină botulinică? Se pot pune doze foarte mici de toxină botulinică pentru a relaxa mușchiul orbicular, și după ce aceasta își face efectul, se injectează un acid hialuronic foarte fin, atât în, ramul, în marginea superioară a buzei, cât și la nivelul ridurilor respective. Se mai poate face, dar doar în sezonul de iarnă, radiofrecvențe de contact sau cu micro -needling care îmbunătățesc definitiv aspectul acelor riduri. Toxina botulinică se spală într o anumită unitate de timp, la fel și acidul hialuronic, pe când tratamentele care sunt mai agresive, laserul fracționat, radiofrecvența Deși să mai neplăcută, au efect pe termen lung. Pentru că probabil stimulează la nivelul pielii... Producția proprie de colagen. De colagen și sinteza de țesut de nou, proaspăt. Dacă după orice arsură, e clar, pielea ulterior va fi, va fi mai fină și mai proaspătă. Că tot vorbeam de soare și de um, vară. Ce facem cu fetele care vor să fie bronzate? Există autobronzante cu un efect natural. Asta e recomandarea dermatologului. Există uh, există autobronzante. Sau există o cremă de fotoprotecție. Deci stăm la soare, dar dăm din belsul cu cremă, o cremă de fotoprotecție. fotoprotecție. Uh, știu că această hiperpigmentare e una, dar... Trebuie să vorbim un pic și despre alunițe și despre toate aceste mici, eu știu, elemente negative din piele care trebuie și ele supravegheate apropo de sănătate și de siguranță. Cum anume care este screeningul în legătură cu aceste alunițe și care este atitudinea terapeutică? Umblăm la ele, nu umblăm la ele? pacienții vin înainte de expunerea la soare sau după expunerea la soare, mai ales dacă s-au ars, pentru a verifica dacă alunițele pe care le au, au crescut sau sunt periculoase în general trebuie să ținem de fototipul no că cont de fototipul nostru, dacă suntem blonzi cu ochii albaștri, nu ne expunem la soare orice aluniță nouă apărută mai ales dacă suntem adulți orice aluniță care a crescut în dimensiuni care are o formă neregulată care are mai multe culori care devine simptomatică, ne mănâncă, sângerează, trebuie investigată imediat de dermatolog. Acesta va efectua un examen dermatoscopic. Folosim un aparat care mărește foarte mult această aluniță și analizăm niște criterii de risc. În general, pacienții sunt monitorizați o dată pe an. Dacă anulunițele lor prezintă aceste criterii ABCD de risc, sau dacă au crescut pe parcursul acestui an, ele sunt înlăturate. Cancerul de piele poate să fie de două tipuri. Melanom, care este agresiv și care apare și la tineri, nu la copii. Deci până în 12 ani, cancerul de piele este aproximativ inexistent. Deci melanomul și cancerul de piele care apar la dulții peste 55 de ani, în urma expunerii cronice la soare, carcinomul bazocelular și spinocelular. Melanomul este, dacă nu este tratat, la timp este letal, cancerele spinocelulare și bazocelulare pot fi excizate într-o anumită unitate de timp. Dacă operăm un cancer de piele, nu facem decât să creștem supraviețuirea pacientului. Din păcate, în trecut, melanomul era diagnosticat în, într-un stadiu foarte avansat, în etapa în care deja dăduse metastaze la nivelul întregului organism. Pacientul se prezenta la doctor pentru că avea o aluniță care sângera, care îl deranja, pe care nu mai putea să o trateze acasă cu o simplă cremă. Doctorul îi spunea că este vorba de o o, un cancer de piele și îl opera. Pacientul deceda într-o anumită unitate de timp din cauza metastazelor. Și supraviețuitorii trăgeau concluzia că el a murit pentru că s-a operat de cancer de piele. Acum, datorită dermatoscopiei, diagnosticul melanomului se face într-un într stadiu mult mai puțin avansat, simpla lui excizie chirurgicală, dacă este într-un stadiu optim, vindecă pacientul. Dacă este un stadiu... Uh, Uh, mai avansat. Acum avem tratamente oncologice care pot să, uh, să stopeze evoluția a bolii ani și zeci de ani. Deci adică totul, da. totul a evoluat și lucrurile sunt chiar tra tratate. Există tratament. Există da? deci tratament nu mai și nimeni nu spune dacă e un cancer de sân sau un cancer de colon, lasă-l acolo, exact, nu umbla la el. Exact, aici este problema atitudinea noastră și credința Că nu, nu trebuie umblat la astfel de alunițe, da? Haideți să, să ne schimbăm această atitudine, pentru că lucrurile sunt tratabile și trebuie prevenite și luate din timp. Deci Avem nu Avem pacienți pe care încercăm să-i operăm de pe o zi pe alta ca să nu aibă ocazia să se consulte cu vecinii, cu da, membrii da, da, familiei exact, care. Da, să-i... Să caute îi... pe internet, da? Am avut o pacientă cu un melanom destul de avansat care mi-a spus, lăsați-mă măcar să să termine copilul școala. A. Și mai erau doi ani. A, nu pot să cred. A, ok. Da, deci iată... Asta e prima reacție. Nu-l scot ca să nu pățești ceva. Dar, de fapt, îl scot ca să nu pățești ceva. Educația, educația medicală face diferența, da. Să ne întoarcem la tratamentele pentru frumusețea și tinerețea pielii. Ok, deci oprim acum în luna mai tot ce este agresiv, însă, după ce a trecut vara, care sunt cele mai eficiente metode ca să recapătăm o piele tonică și, și fermă? Și aici vorbesc, bineînțeles, de lucrurile care sunt, așa cum ai spus, agresive și neplăcute pe moment, dar care, fără de care nu, nu putem să ne recăpătăm aspectul tânăr al pielii. Deci, degeaba o umplem din interior dacă ea, ca și, ca și suprafață, nu este împrospătată. În primul rând, tratăm petele și vasele sparte cu laser pe bază de lumină pulsată. Asta o putem face și în luna mai la persoane cu un fototip mai deschis și care sunt dispuse să aplice crema de fotoprotecție. Tratăm vasele sparte de la nivelul membrelor inferioare, tot cu puls de laser și putem apera și la scleroterapie. Dacă avem riduri fine la nivelul feței, dacă avem ploape căzute, putem face laser fracționat sau la radiofrecvențe de contact sau cea cu ace. Și aici se fac mai multe ședințe, cam patru la distanță de șase săptămâni, obligatoriu cu crema de fotoprotecție. Aceste tratamente sunt mai ales eficiente pe gât și de colteu. Putem trata, și asta se poate face și pe parcursul verii, laxitatea cutanată cu radiofrecvență non-ablativă, aceasta strânge pielea, mai, de, mai topește din depozitele adipoase. Dacă avem uh, depozite adipoase, cum sunt cele de la nivelul șoldurilor, se poate injecta o substanță de lipoliză, zona respectivă se umflă foarte tare, devine și mov, dar în timp, țesutul de adipos de acolo se spală. Uneori este la fel de eficientă ca o lipoliză chirurgicală, Uh, un pic neplăcută pentru pacient. Dar, știi cum este, fără, fără să suferim nu există, da? Baba suferă la frumusețe da. ca să folosesc așa un proverb din Moș Și tratamentele uh, cu adevărat eficiente sunt un pic neplăcută, Neplăcute mai ales în moment. săptămâna următoare. Ok, dar iată, de fapt, acel rău, acea agresiune pe care am făcut-o pielii o determină, vrea, se, nu se vrea repare. Să, să se repare și felul în care natura repară pielea este dincolo de, de puterea unui, unui medic. Că tot vorbeam despre de mituri, la capitolul, eu știu, frumusețe și tonus la nivelul pielii, există și chirurgia care nu poate să zicem așa, înlocui partea estetică cosmetică, adică tot ce înseamnă, eu știu, operație la nivelul ploapelor, că tot vorbeam despre, despre cearcăne, eliminarea excesului de piele. Merge dermatologia mână în mână cu chirurgia sau putem să le separăm? Nu pot fi separate. Acidul hialuronic este eficient până într-un punct. Aici Dacă... băiam, da, să, să subliniez tu că dacă vrem neapărat să um, întoarcem efectele gravitației, nu putem să umflăm și să umplem fața atât de mult încât să, să eliminăm și excesul de piele cantitățile mici uh, de acid hialuronic ne, a, ne redobândesc tinerețea, dar dacă avem nevoie de volume impresionante, aspectul devine nenatural, e aspectul acela de popușă rusească, în care toate pacientele seamănă între ele pentru că s-a pus o cantitate foarte, foarte mare și prost plasată. Dacă avem un exces de piele și asta se observă la ploape, superioară și inferioară, gușă și zona mandibulară cu adevărat important, se face un lifting, și apoi se înlocuiesc uh, volumele pierdute cu acid hialuronic. Și aspectul este perfect natural. Dragele mele, asta am vrut în seara asta să se întâmple și sper că am reușit. Să vă încurajez să apelați la metode, iată, um, să apelați la medicul dermatolog, să, să fiți curajoase când vine vorba de astfel de tratamente, pentru că tinerețea și frumusețea este ceva ce poate fi întreținut, poate fi restaurat în momentul în care găsiți un medic care să fie pe placul vostru și cu care să puteți avea un dialog. Veți vedea că nu există niciun baubau în spatele acestor tratamente, niciun risc, ci doar beneficii pentru voi. Este momentul să ne protejăm pielea și să o menținem tânără cât mai mult timp posibil, pentru că, indiferent de moștenirea noastră genetică, trăim vremuri în care putem face lucruri pentru noi și putem corecta, iată, chiar și genetica. Vine vara și avem nevoie de protecție împotriva soarelui, chiar dacă ne place să fim bronzați, deci aveți grijă de pielea voastră. Astăzi seară am stat de vorbă cu doamna dr. Iuliana Lupus. Mulțumesc, draga mea, pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc mult pentru invitație. Și sper din suflet ca acest început de vară să vă găsească în formă și nu vă doresc decât bun și bine, cu o piele luminoasă, radioasă și tânără. Se poate și da, merită să o faceți. La revedere și să ne auzim cu bine și vinerea viitoare frecvența costului la Europa FM